Un adevărat potop s-a dezlănțuit în localitatea Onițcani din raionul Criuleni. Ploaia din noaptea de sâmbătă spre duminică a inundat gospodării întregi, iar oamenii au rămas blocați în case. Tabloul apocaliptic a fost surprins într-un sector privat din sat, unde sunt amplasate mai multe vile. Lidia Baltași spune că abia după amiază a putut ieși din casă după ce apa a mai scăzut. Femeia spune că nu a reușit bine să-și adune lucrurile după prima inundație, că întreaga gospodărie a fost din nou acoperită de viitură. Я только после того наводнения заплатила 950 лей. Мне почистили колодец. Сейчас мне опять надо платить. Я пенсионерка, ну скажите, ну не только я, мы все вот тут, ну как так можно? Și pe vecinul femeii l-am găsit în timp ce își căra mobila plină de apă. Casa subsolului plin cu apă. Sunt o metru jumate de apă, puteți să intrați să filmați, adică. Bunurile materiale, că vedeți singur, foișorul, mangalul, asta tot e propriu mobila, că poftim, vedeți, asta tot e... Oamenii spun că în doar 5 minute totul s-a umplut cu apă. Dacă cu 5 minute erați și mai târziu, noi mașinile erau să putească aici cu alături de mobila. Așa, la orele 7 dimineața, adică valul principal la orele 7 dimineața. Toate bănșile s-au tăiat și de acolo, toate se șute și în bucătărie toate ne mor. Localnicii spun că au sunat la serviciul 112 încă la ora 7 dimineața, dar salvatorii au venit după amiază să pompeze apa. Oamenii s-au plâns că au mai sunat, dar n-ați mai intervenit. Acum e prima dată când veniți. Când au sunat, atunci a intervenit. Sătenii susțin că toată problema vine de la un iaz privat din apropiere. Damba de protecție, respectiv nimeni n-are grijă de dânsa. Primărița, bineînțeles, că ea apără, spunem așa, eu nu știu, neamuri sau cine acolo, adică le apără și spune că nu-i pricina asta. Primarul localității are însă altă explicație. Merge un canal, dar el a aruncat gunoiul în canalul acela, el trebuie curățit la vile și din cauza asta. Dar oamenii, de fapt, se plâng că e vorba despre un iaz, că le curge din... Nu. Toate e în regulă cu iazul. Localnicii spun că vor scrie o plângere la procuratură pentru a li se face dreptate.